Și este probabil viitorul prim-ministru al României după alegerile din 11 decembrie 2016. Ce face Tăricianu acum, major și domnul, este la remorca PSD-ului, de președintele Senat, susține
nu mă repede de locul lui în stat, că nu e vina dumneavoastră. Deci este la remorca PSD-ului, susține oamenii cu probleme DNA cu legea și el la rândul lui este destul de certat și are destul de probleme cu legea. Deci, oameni buni, nu vă lăsați manipulați, ci credeți că Băsescu este bau-bau țării acesteia. Nu, în comparație cu cât rău a făcut tăricianul acestei țări, aș îndrăzni să spun că Băsescu este un sfânt. Iată ce frumoasă prezentare ne-a făcut domnul Antal, domnului Traian Băsescu. E clar că dacă vă aflați astăzi aici, număr atât de mare în sală, aveți încredere în oamenii care sunt acum pe scenă. O să-i auziți cu proiectele pe care le au și vi le propun, dar întâi de toate, haideți să dăm citire candidaților pentru Camera Deputaților. Și am să încep cu cel care se află primul pe listă. Este vorba despre domnul Dulamă Laurențiu Cristinel, președinte al filialei Partidului Mișcarea Populară Neamț și vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Vă mulțumim! Pe locul 2, domnul Petrescu Cristian, vicepreședinte la nivel național al Partidului Mișcarea Populară, manager în turism, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului. Iată, nume mari pe scenă astăzi, Bursuc Marius Marian. Succes, domnule Bursuc, vicepreședinte al PMP filiala Neamț, administrator de firmă. Sunt oameni care au confirmat și confirmă în domeniile în care activează. Pe locul 4, domnul Crețu Mihai, administrator firmă, președinte al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Neamț. Urmează domnul Bichiu Silviu, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară Neamț, director general de firmă. Doamna Chelmuș Elena, președinte al organizației PMP Roman și psiholog. Popa Andrei Tudor, vicepreședinte PMP Neamț. Doamna Didile Elena, administrator de firmă. Iată că doamnele sunt promovate la nivelul Partidului Mișcarea Populară. Domnul Călin Cătălin Laurențiu, economist și întreprinzător privat. Și domnul Gavrilescu Bogdan, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară Neamț, viceprimar al municipiului Piatra Neamț. Succes tuturor și proiecte cât mai îndrăznețe! Și o să trecem acum la candidații pentru Senat. O să începem cu cel care se află în fruntea listei, domnul Dorin Antal, vicepreședinte al filialei PMP Neamț, de profesor inginer. Am să vă fac așa o mărturisire, îl cunosc de foarte puțin timp pe domnul Dorin Antal, dar dacă toți din partid sunt ca dumnealui, chiar am încredere că lucrurile se vor mișca în România. Domnul Lupu Costache, decanul de vârstă al partidului și administrator de firmă, mult iubit de dumneavoastră, se pare. Doamna Tatomira Alina Mihaela, mă scuzați, avocat, îi dorim succes și dumneaei, chiar dacă nu se află astăzi alături de noi. Domnul Ungureanu Cristian, manager de firmă. Domnul Ghineț Marius, director executiv firmă și consilier local în cadrul primăriei municipiului Piatra Neamț. Dați-mi voie să îi aplaudăm din nou pe toți candidații Partidului Mișcarea Populară, filiala Neamț, să le dorim mult, mult succes, să fie curajoși, să îndrăznească și să fie plini de inspirație. Și acum e rândul să dăm cuvântul celor prezenți. Am să încep și am să-l invit aici alături de dumneavoastră pe domnul Dulamă Laurențiu Cristinel, președinte al filialei PMP Neamț și vicepreședinte al Consiliului Județean. Domnule președinte, stimați colegi,
Dragi membri ai Partidului Mișcarea Populară Neamț, suntem din nou împreună într-o nouă campanie electorală, mai importantă astăzi ca oricând. Important să știți că nu este că trimitem în Parlamentul României un om. Decisiv pentru România, cred eu și cred că și dumneavoastră, și decisiv pentru viitorul patriei noastre este ca Partidul Mișcarea Populară să fie în Parlament. Ca să vegheze și să intervină la toate derapajele marilor, sau așa zisul, marilor puteri de astăzi și partide politice, și mai ales, vă spun cu siguranță, a grupurilor de interese care sunt aflate deasupra acestora. Pentru că ele există, USL-ul încă trăiește și faptul că Partidul Mișcarea Populară va intra în Parlamentul României, acest lucru după 11 decembrie trebuie să se întâmple obligatoriu. Iar dacă acest lucru se va întâmpla, să știți că și nemțenii o vor duce mult mai bine. Vă spun cu siguranță că obiectivul de țară a României, unirea cu Basarabia, este un deziderat mai actual astăzi, în condițiile de astăzi, un deziderat care este mai actual ca oricând. Trebuie să luptăm pentru acest lucru și suntem singurul partid din România care, așa cum am spus, avem ca obiectiv de țară și proiect de țară acest lucru. De asemenea, reducerea numărului de parlamentari. Proiect al Partidului Mișcarea Populară, validat prin referendum și, mare atenție, blocat de către cine? De către PSD, de către ALDE, de către PNL, pentru că nu vor acest lucru. Iar acest proiect propus de Partidul Mișcarea Populară, proiectul celor 300 de parlamentari, este obligatoriu. Din păcate, doar noi și vreo 7,7 milioane de români dorim asta. USL-ul nu vrea acest lucru, PSD-ul nu vrea acest lucru, ALDE nu vrea acest lucru, PNL-ul nu vrea acest lucru. Și toți sateliții pe care o să-i vedeți pe listă în 11 decembrie nu vor un parlament de 300. Suntem singurul partid, Partidul Mișcarea Populară, care dorim ca Constituția să fie respectată. Și dorința celor, așa cum am spus, a peste 7,7 milioane de români. După ce Partidul Mișcarea Populară va fi în Parlament, vom putea, împreună cu dumneavoastră, să realizăm și lucrurile atât de necesare județului Neamț. Pentru că viitorii parlamentari, împreună de Neamț, împreună cu ceilalți colegi ai noștri din România, din celelalte județe, vom crea un grup parlamentar care, cu siguranță, vom avea un cuvânt greu de spus în viitorul Parlament al României. Lucrurile care ne dor în județul Neamț și trebuie să vi le spunem noi și să le spunem la toți din județ, la simpatizanții Partidului Mișcarea Populară, la colaboratorii dumneavoastră și la toți cei care nu sunt membri, dar care cred în proiectele Partidului Mișcarea Populară, cred în președintele Traian Băsescu și cred, în primul rând, în oamenii pe care îi vedeți pe scenă alături de către invitații noștri de la București. Ce putem spune despre Neamț? Suntem singurul partid din Neamț și din România care luptăm împotriva defrișărilor ilegale și cred că la Neamț va fi prioritar acest punct. Mergeți la oameni și le spuneți că suntem în primele trei județe la defrișări ilegale. Mafia pădurilor există de peste 10 ani în județul Neamț și să știți că există și în zona Romanului. Nu vă gândiți numai la Valea Muntelui sau, eu știu, la Valea Bicazului sau zona Târgu Neamț. Se taie copaci și în zona Romanului, se defrișează, iar mafia pădurilor există. Suntem singurul partid care
luptăm împreună cu dumneavoastră pentru a reîmpăduri acele zone unde s-au bătut joc de aurul verde al României. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară își dorește un sistem de sănătate și de învățământ performant. Mă refer aici la județul Neamț, în speță. Ne dorim, de asemenea, să avem drumurile de legătură dintre județul Neamț și celelalte județe, Iași, Suceava, Bacău, Harghita, să avem măcar acele drumuri civilizate pe care putem să ne vizităm prietenii și rudele din celelalte județe. Și să avem aceste drumuri de legătură, pentru că județul Neamț este un județ plin de monumente, un județ în care turismul poate este principala sursă de venit a multora dintre dumneavoastră. Avem ce arăta românilor, avem ce arăta străinilor, dar nu avem drumuri. De aceea, cred că aceste drumuri de legătură simple sunt o prioritate pentru noi. Nu vrem să venim cu promisiuni, așa cum am văzut la alte partide, că deja ne promit poduri suspendate și autostrăzi. Nu este adevărat ce vă spun ceilalți. De asemenea, atragerea de investitori români și străini. Am văzut în proiectele celorlalte partide, pentru că așa e în campanie, trebuie să vedem ce promit alții. Partidul Mișcarea Populară nu promite. Noi vrem să atragem investitori români și străini în județul Neamț, pentru că așa cum am spus, avem ce arăta aici și avem ce face. Avem nevoie de locuri de muncă, dar locuri de muncă bine plătite, în primul rând. Pentru că moldovenii au muncit tot timpul și n-au fugit de muncă. Și suntem iarăși pe podium la oamenii care muncesc în străinătate. Sunt peste 40% din populația de la sate, de la orașe, care tineri în special muncesc în acest moment în țările europene și nu numai. Haideți să aducem investitori români și străini și la Roman, și la Piatra Neamț, și la Târgu Neamț, și la Bicaz, pentru a crea, așa cum am spus, locuri de muncă bine plătite cu oameni care au o calificare în domeniu. Vreau să vă spun în încheiere că votul pentru Partidul Mișcarea Populară înseamnă, în primul rând, un vot pentru viitorul României, pentru viitorul județului Neamț, și vrem să luptăm împreună pentru nemțeni și pentru România. Votați PMP, votați Mărul. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Dulamă. Îl invităm să ia cuvântul pe domnul Lupu Costache, candidat la Senat și decanul de vârstă. Domnule președinte Traian Băsescu, dragi colegi candidați, onorată asistență, uitându-mă în sală și văzând o adevărată avalanșă de mai multe categorii de vârstă, îmi vin în minte niște versuri ale poetului ardelean, care a făcut într-adevăr carieră în literatura română în perioada interbelică. Este vorba de Lucian Blaga. Într-o poezie foarte scurtă, el spunea în felul următor: copilul râde, dragostea și înțelepciunea mea e jocul. Tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea e dragostea. Bătrânul tace, jocul și dragostea mea e înțelepciunea. Deci, stimați prieteni, aceste versuri ale lui Lucian Blaga, dacă le transferăm în actualitate, bineînțeles că
ne oferă posibilitatea, în plan politic, să medităm puțin și să-i dăm dreptate lui Lucian Blaga. Într-adevăr, politica este un mare joc și, din păcate, uneori mai este și joc murdar și cred că cel mai în măsură să ne spună lucrul acesta este domnul președinte Traian Băsescu. În același timp, politica presupune și multă dragoste. Pentru că dacă dragoste nu e, cum mai spunea un alt poet, nimic nu e. Dar în același timp, politica presupune și multă înțelepciune. Nu pentru că eu am ajuns la o vârstă în care am pretenția sau aveți dumneavoastră pretenția să-mi pretindeți că trebuie să fiu înțelept. Dar cred că înțelepciunea este garanția numărul unu pentru politică. Și când spun lucrul acesta, mă refer la cei 26 de ani pe care România i-a traversat, de la așa zisa Revoluție, care de fapt se știe că a fost o lovitură de stat, și până în prezent. În ceea ce ne privește pe noi, provin pe linia UNEPR-ului și sunt convins că și aici în sală sunt destui colegi de-ai mei care provin de la UNEPR. Se aud aplaudând. Cam puțin, cam puțin. Da. Noi, cei care provenim de la UNEPR, suntem foarte hotărâți ca în această campanie electorală să facem o figură frumoasă, pentru că acum nu mai este UNEPR-ul și PMP-ul, este un singur partid, Partidul Mișcarea Populară, iar noi ne-am aliniat cu toții, chiar dacă unii au făcut niște contestații care sunt undeva, eu știu, atârnate de un fir, dar mă adresez tuturor uneperiștilor, în special consilierilor locali din întregul județ, să aibă această încredere și hotărâre în a se angaja total în campania electorală, pentru că fuziunea UNEPR-PMP rămâne valabilă. Deci rămâne valabilă și noi trebuie să luptăm împreună pentru promovarea candidaților noștri la nivel național și să facem nu 5%, cum arată unele sondaje acum de ultimă oră, pe care le-au făcut prietenii și colegii noștri mai mari PSD-iștii, că avem 5%. Cred că vom avea peste 15%. Era în județul Neamț. Prin dumneavoastră vom deveni a doua forță politică de pe scena României. Să trăiți, veniți la vot și sănătate mult! Mulțumim domnului Lupu Costache. Da, am vrea să ne molipsim cu toții de la dumnealui, mult entuziasm, putere de muncă, iată, împletită cu dragostea și iubirea pentru țară și pentru tot ceea ce este frumos. Îl invită acum la microfon pe domnul Cristian Petrescu, vicepreședinte național al Partidului Mișcarea Populară, manager în turism, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului și acum candidat la Camera Deputaților. Mult succes! Mulțumesc mult! Bună ziua, dragi romașcani! Bună ziua, dragi nemțeni! În primul rând, înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru călduroasa primire pe care mi-ați făcut-o în mijlocul dumneavoastră. Am simțit din tot sufletul că sunteți alături de mine, că sunteți alături de președintele Traian Băsescu, că sunteți alături de Partidul Mișcarea Populară. În al doilea rând, aș vrea ca noi nemțenii să salutăm și pe vecinul și colegul nostru de la Bacău, domnul președinte Valerian Vreme. Pe care am dorit să-l invităm pe scenă, dacă are amabilitatea să ni se alăture. Și mulțumim încă o dată pentru participare. Spunea foarte bine domnul Dulamă, domnul președinte Dulamă, că principalul motor de dezvoltare al județului Neamț este turismul. Orice dovadă mai bună să fie că Partidul Mișcarea Populară înțelege perfect acest lucru,
decât faptul că trimite în județul Neamț să candideze pentru Camera Deputaților pe fostul ministru al turismului, care a fost și președinte al Asociației Profesioniștilor de Turism din România. Adică un om potrivit la locul potrivit. Probabil ați urmărit în presa locală toate luările mele de poziție legate de turismul din Neamț, ce se poate face cu adevărat în Neamț. Nu știu câți dintre dumneavoastră urmăriți pe pagina mea de Facebook cele 40 de motive pentru care să iubești Neamțul, am ajuns deocamdată la 16-lea, dar voi continua până la 40, până în ziua alegerilor. Din punct de vedere politic, pot doar să vă asigur că vom fi, în cel mai rău caz, a treia forță politică a județului, eu zic a doua, înaintea PNL-ului, dar în cel mai rău caz a treia, deci înaintea ALDE, pentru că avem de ce. Avem o fuziune reușită cu UNPR-ul, avem foarte mulți candidați de la alegerile locale care sunt în continuare alături de noi și contribuie din toată inima la campanii și văd în sală și le mulțumesc tuturor și știu ei la cine mă refer, că n-am mai văzut și altă dată. În schimb, celelalte partide, de exemplu la ALDE, a plecat candidatul de la Piatra Neamț, s-a dus la PNL, candidatul de la Roma nu o să mai ia atâtea voturi, pentru că o să vă explice probabil domnul președinte Traian Băsescu că băsiștii trebuie să fie cu noi, nu cu Leoreanu. Și așa mai departe. Deci nu aveți nicio îndoială, PMP-ul va obține o performanță foarte bună în Neamț și închei spunându-le și celor din conducerea națională ce am promis la prima întâlnire cu dumneavoastră, faptul că am venit aici pentru ca județul Neamț să devină prima organizație județeană din Partidul Mișcarea Populară. Ca rezultat. Vă mulțumesc mult. O să ne mai revedem de multe ori, a treia oară când ajung în Roma în doar două săptămâni. Deci o să ne revedem în tot județul în această perioadă de câteva săptămâni de campanie și în următorii 4 ani când vă voi reprezenta în Parlamentul României. Cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc mult! Succes domnului Cristian Petrescu și invităm aici la microfon să ia cuvântul pe domnul Dorin Antal, vicepreședinte al filialei Neamț al Partidului Mișcarea Populară, candidat la Senat pe prima poziție. Aplauze pentru domnul Antal! Bună ziua! Înainte de a ajunge domnul președinte, doamna director de aici, de la Casa de Cultura Sindicatelor din Roma, doamna Ursu, m-a întrebat, domnul Antal, aveți emoții? O să-i răspund acum că n-am avut timp. Nu prea am emoții pentru că mă pregătesc de vreo 40 de ani pentru momentele astea. Dar am nevoie de ajutorul dumneavoastră, așa că vă rog frumos, dragi colegi, stegulețul sus, și fluturați foarte tare să arătăm domnului președinte și oaspeților noștri cât de mult apreciem munca lor. Sinceritatea este cea mai îndrăzneață formă a curajului. Domnule Traian Băsescu, sunteți cel mai bun președinte al românilor și oamenii spun că sunteți, și eu cred asta, că sunteți cel mai bun om politic și asta o spun și dușmanii dumneavoastră. De ce mă aflu aici? Mă aflu aici pentru a îndeplini o promisiune pe care am făcut-o bunelului meu, care s-a prăpădit și acum mă urmărește din cer. Mă aflu aici pentru că eu știu că unirea face puterea. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid din România care și-a asumat și care luptă pentru unirea Republicii Moldova cu România. Thank you.
Mă aflu aici pentru că Partidul Mișcarea Populară trebuie să fie la guvernare. Și în principal mă aflu aici pentru că domnul Traian Băsescu trebuie să fie viitorul prim-ministru al României. Astfel, doar astfel vom avea un guvern bine făcut, care să lucreze pentru o economie sănătoasă. O economie sănătoasă produce locuri de muncă bine plătite. Astfel, românii se vor întoarce acasă. Își vor educa corect copiii care vor deveni niște buni cetățeni. Și doar așa România va ajunge să devină înfloritoare. Fac aici o promisiune publică în fața dumneavoastră a tuturor și mai ales în fața părinților mei. Voi fi senator al României și încă unul al naibii de bun. Oameni buni, eu sunt un om cinstit, instruit și incoruptibil și împreună cu voi, oameni cinstiți din întreaga țară, vom reuși să aducem acasă, aici în România, pe cei dragi nouă care acum sunt în străinătate și suferă de dor de țară și de alte chestii. Partidul Mișcarea Populară luptă pentru România. Gând bun, oameni buni, mulțumesc! Succes în alegeri și dumnealui. Un om care v-a vorbit din suflet, cum dați-mi voie să observ că niciun candidat până acum nu a venit cu hârtiuța după el. Asta înseamnă că vă vorbesc, domnii candidați, din inimă și că știu într-adevăr ce proiecte au pregătit pentru dumneavoastră. Invit acum pe domnul Eugen Tomac, președinte executiv al Partidului Mișcarea Populară, să facem... ok, schimbăm un pic, nu e bai, da? Ne adaptăm. Mulțumesc! Bine v-am regăsit! În primul rând vreau să vă spun că noi vom ajunge în Parlament, că noi vom deveni cei mai buni, noi vom fi cei mai puternici, noi vom fi cei mai credibili. Vă invit în această campanie să nu vă uitați nici spre stânga, nici spre liberal, nici spre unii, nici spre alții. Să luptați pentru cauza noastră. Avem cel mai viu partid din această țară. Suntem o forță pentru că în fruntea partidului nostru este cel mai pregătit, cel mai bun, cel mai valoros om politic pe care îl are România. Vă invit să luptați cu toată forța, să nu aveți nicio secundă emoția că șansele noastre sunt mici. Avem șanse foarte mari, iar acest partid s-a născut tocmai din dorința pentru a schimba totul în această țară, pentru a duce mai departe linia de reformă gândită de președintele Traian Băsescu. Avem nevoie de politicieni curajoși în Parlament, avem nevoie de un guvern care să mențină țara pe o linie de schimbare și reformă profundă, că e sănătate, că e educație, că e dezvoltarea infrastructurii. Vă rog să mergeți în această campanie convingerea că noi suntem mai buni decât ceilalți și respectăm pe oameni. Suntem singurul partid care a propus respectarea referendumului cu revenirea la reducerea numărului de parlamentari la 300. Noi am depus această lege în Parlament, PSD și PNL a votat împotriva ei. Noi am cerut să se revină la alegerea primarului în două tururi, PSD și PNL au votat împotriva acestei legi. Noi suntem mai buni, noi ascultăm vocea poporului și ne pasă. Tocmai de aceea trebuie să luptăm cu toată forța. Domnule președinte Dulamă, de mâine vă luați concediu. Nimeni nu mai trece pe la muncă. Liderii partidului trebuie să fie zi de zi în teritoriu, printre oameni, să muncească astfel încât la Neamț să obținem 20%. Succes la alegeri! Ajuta să obțină acest procent mergând pe data de 11 decembrie la vot și votând poziția 8, Partidul Mișcarea Populară. Acum în fața dumneavoastră o să vină să ia cuvântul domnul Siegfried Mureșan, care este deputat european din partea Partidului Mișcarea Populară. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit!
Oameni buni, pe 11 decembrie avem alegeri parlamentare. Sunt primele alegeri parlamentare la care noi participăm ca și partid. Am trecut cu bine de alegeri europarlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale, dar acesta e cel mai important test politic pe care noi, ca partid, trebuie să-l trecem. Și vă voi spune doar câteva lucruri foarte scurt, fiindcă așa e mereu în viață, lucrurile importante sunt simple. Cele câteva lucruri pe care vreau să vi le spun sunt următoarele. În primul rând, candidații pe care noi vi propunem la aceste alegeri, tocmai fiindcă aceste alegeri sunt atât de importante și vor schimba modul în care dumneavoastră trăiți, candidații pe care îi propunem sunt cei mai cinstiți, corecți și harnici dintre toți candidații propuși de toate partidele politice aici în județul Neamț. Cei mai cinstiți, cei mai corecți și cei mai harnici. Senatorii și deputații Partidului Mișcarea Populară se vor apuca de treabă din prima zi în Parlamentul României. Așa cum domnul Dulamă s-a apucat de treabă din prima zi de la Consiliul Județean, așa voi face și în Parlamentul României. Domnul Dulamă, Cristian Petrescu la Camera Deputaților, domnul Antel, care e în fruntea listei la Senat, și toți colegii noștri. Sunt oameni care știu de ce are nevoie județul Neamț. Am auzit pe președintele Consiliului Județean de la PSD în urmă cu câteva zile declarând că pentru ca județul Neamț să-și poate exploata potențialul turistic e nevoie de voință. Oameni buni, e nevoie de strategie, e nevoie de oameni bine pregătiți și după cum v-a spus Cristi Petrescu, care a fost ministrul turismului, s-a ocupat de turism și în primăria capitalei, E nevoie de strategie, de un plan corect. Omul politic care vă spune că e nevoie de voință, nu are un plan. De acela stau departe, fug. Aleg întotdeauna omul politic pregătit, competent, care știe ce e de făcut. Partidul nostru e partidul care e mereu între oameni. Noi suntem cei care nu am uitat rezultatul referendumului pentru Parlament unicameral și pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 de parlamentari. Eu am votat la acel referendum și am votat pentru reducerea numărului de parlamentari și pentru Parlament unicameral. Mâna sus cine a votat la fel. 300 de parlamentari, nu 500, nu 600. Și până astăzi niciun partid politic nu a pus în practică rezultatul acelui referendum. Noi o vom face când vom fi Parlamentul României după 12 decembrie. Și ultimul lucru, l-au spus toți colegii înainte, Republica Moldova. Și vreau să știți că ceea ce se va întâmpla cu Republica Moldova în viitor e important pentru noi, toți românii, și de partea aceasta a Prutului. Noi sprijinim Republica Moldova în parcursul european, dar nu e de ajuns. Tocmai fiindcă pe parcursul european poate vor fi poticneli. Trebuie să păstrăm pe masă opțiunea pe care noi, ca români, avem datoria să o păstrăm pe masă, să vorbim tot timpul despre ea, unirea României cu Republica Moldova. Și e important pentru dumneavoastră, aici în județul Neamț, fiindcă Republica Moldova e un mare producător de fructe, de legume, de vinuri. Sunt foarte multe oportunități pe care, când parlamentarii noștri vor ști să le fructifice, vor face viața dumneavoastră mai bună. Produse agricole din Republica Moldova, vinuri, fructe, legume, mai mult comerț între întreprinzători din județul Neamț și Republica Moldova. Dar pentru a reuși pe 11 decembrie, avem nevoie de ajutorul tuturor care sunteți aici în sală. Fiecare dintre dumneavoastră, tineri ca tine, oameni vârstnici ca dumneavoastră, oameni de la sat și de la oraș, toți ne puteți ajuta. Fiindcă dacă fiecare dintre dumneavoastră, cum a spus Eugen Tomac, de acum în fiecare zi e pe stradă, vorbiți cu oameni pe care îi cunoașteți din apropierea dumneavoastră, cu vecini, cu membrii familiei, cu oameni cu care lucrați împreună la fabrică, la birou, la școli, profesorii, la spitale, medici, și le spuneți că Partidul Mișcarea Populară are cei mai buni candidați dintre toate partidele aici în județul Neamț, că sunt oameni serioși care se vor apuca de treabă, că sunt oameni corecți, de dreapta, și numai votând oameni ca ei ne vom putea asigura că după 11 decembrie nu avem din nou PSD-ul la guvernare la București. Asta e important, vă rog să ne ajutați, vă rog să ieșiți, să comunicați aceste mesaje tuturor și să dați candidaților noștri toată susținerea de care au nevoie, fiindcă o merită. Vă mulțumim mult! Mulțumim!
mulțumim mult domnului Siegfried Mureșan. Iată, este prezent astăzi alături de noi, toți cei care avem încredere în Partidul Mișcarea Populară. La cârma Partidului Mișcarea Populară se află domnul Traian Băsescu, președintele nostru al tuturor. Aplauze! Îi spunem bun venit în mijlocul nostru! Bine v-am găsit! Vă rog să luați loc! O să încerc să clarific câteva elemente de program și de ce vrem atât de mult să revenim la guvernare. Dintr-un motiv simplu, pentru că avem treabă, spre deosebire de alții care n-au treabă și vor la guvernare, noi chiar avem lucruri de făcut. În primul rând, odată veniți la guvernare, prima exigență va fi înființarea Ministerului Reunificării Țării. Este un obiectiv pe care Partidul Mișcarea Populară și l-a asumat prin program și este un obiectiv tangibil, un obiectiv realist. Și nu vreau să plec de aici cu un simplu enunț, vreau să vă dau argumente, pentru că la tot pasul vedem tot soiul de pesimiști. Unii care merg la televizor și se mai dau și cunoscători. Unii care merg la televizor și spun, a, nu ne lasă marile puteri. Alții care spun, nu ne lasă Rusia. Alții care spun, nu vor moldovenii. Alții care spun, dar de ce să ne luăm un sac în spate? Niciunul nu are argumente. Vreau să vă dau argumente pentru acest obiectiv. La scurt timp după ce m-am instalat la Cotroceni, în anul 2005, s-a făcut o cercetare sociologică în Republica Moldova pentru uzul instituțiilor. La întrebarea, vreți să vă uniți cu România, au răspuns afirmativ, au răspuns da, 3% în 2005. La întrebarea, sunteți pentru mersul spre Uniunea Europeană a Republicii Moldova? Circa 10% au răspuns da. Acesta era nivelul de opțiuni pentru unire și pentru Uniunea Europeană în luna iunie 2005. Am creat politici legate de Republica Moldova. O să vedeți o serie întreagă de neisprăviți pe la televizor spunând România n-a făcut nimic pentru apropierea de Republica Moldova. Este o mare minciună. În 2009, împreună cu Emil Boc, am stabilit niște politici pentru Republica Moldova. Și am făcut cam așa. Am mărit numărul de burse pentru tinerii din Republica Moldova de la 100 la 5.000. Pe urmă, ne-am dat seama că acesta este un pilon de re-românizare a Republicii Moldova. Ne-a mai trebuit unul. Și am gândit noua lege a cetățeniei. În momentul de față, 550.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt și cetățeni români. Am mai făcut un lucru și Siegfried Mureșan este aici. Nu exista ședință de Consiliu European să nu pun în discuție problemele din Republica Moldova. De aceea veți vedea că în cei 10 ani cât am fost în Consiliu European, ca șef al statului, aproape în toate concluziile Consiliilor Europene, este și măcar o mică frază despre Republica Moldova. Vă rog să mă credeți, sunt convins că mulți europeni au aflat că există Republica Moldova după ce intra România în Uniunea Europeană.
cum aveau confuzii și cu Marea Neagră. Deci pe acești trei piloni, 1. Susținere continuă în Consiliul European, 5.000 de burse pentru tine, cetățenia română redată celor care au pierdut-o fără voia lor și urmașilor lor până la gradul 4 de rudenie. Acești piloni au făcut să obțină rezultatul de duminica trecută din Republica Moldova. 48% dintre cetățeni sunt pentru drumul european și implicit drumul către România. Este un progres enorm și asta ne-a demonstrat de data asta prin vot că politicile inițiate în mandatul meu legat de Republica Moldova sunt un succes și trebuie continuate. În câțiva ani am convingerea că menținându-se programul de burse, menținându-se legea cetățeniei, sunt convins că unirea va veni de la sine. În 5-6 ani se va crea o majoritate a populației care va dori unirea cu România. Și atunci, de ce să nu aspirăm la reîntregirea țării? Eu sunt mândru că sunt cetățean pe pământul de la frontiera de vest a țării și până la Nistru, odată cu obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Și vă invit pe cât mai mulți să cereți cetățenie a Republicii Moldova. Să fim cetățeni pe teritoriu până la Nistru și puțin dincolo. Prin Transnistria, cel puțin. Deci, acest obiectiv este un obiectiv realizabil dacă vom continua politicile pe care le-am inițiat împreună cu Emil Boc și în timpul guvernării fostului PDL. Păcat că nu mai există partidul ăsta care a dat de 3 ori primar general al capitalei și de 2 ori președinte al României. Deci, acesta este obiectivul pe care noi îl propunem românilor ca obiectiv de țară. Ce face domnul Iohannis? A adunat niște specialiști să-i spună care e obiectivul de țară. Arată că nu este la locul domniei sale. Păi obiectivul de țară îl fixează președintele României. A adunat o groază de oameni inteligenți care să-i dea un obiectiv de țară. Tot lucrurile se fac invers. Președintele României, cel mai validat om să decidă pentru țară, este cel care spune unei comisii, dragă comisie, obiectivul meu este unirea cu Republica Moldova. Creați-mi mecanismele. Hai să îmbunătățim modul în care acționăm în așa fel încât acest obiectiv să se realizeze. Deci, dragii mei, propunerea noastră nu vrem să rămână numai în programul nostru, ci vrem să devină cel de-al treilea obiectiv de țară al României. Primul a fost intrarea în NATO, s-a realizat. Cel de-al doilea, intrarea în Uniunea Europeană, s-a realizat. Și slavă Domnului, am rămas cu în minte cu momentul în care în aprilie 2005 la Luxemburg am semnat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Ei, vreau să fiu parte și la cel de-al treilea obiectiv de țară. Unirea României cu Republica Moldova. Acesta este un obiectiv politic major pe care ni-l asumăm ca obiectiv de țară și plecând de la această premisă, condiția esențială pentru ca noi să intrăm în orice alianță de guvernare este crearea Ministerului Reunificării. Dar, dincolo de asta, avem problemele noastre interne arzătoare. Și vă rog să vă uitați ce se întâmplă pe
Autostrada Soarelui. Autostrada dintre București și Constanța. Mor oameni mai mult decât pe drumurile naționale, cele vechi. Ce vreau să vă spun cu asta? Pe toți, dacă ne întreb, răspundem aproape reflex. Ce vrem? Vrem autostrăzi, vrem căi ferate modernizate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar să știți că degeaba ai autostrăzi, degeaba ai căi ferate, dacă nu ai un popor educat, un popor sănătos și o natalitate pozitivă. Când nu ai un popor educat și ai autostrăzi, se întâmplă ce vedeți că se întâmplă pe autostrada București-Constanța, construită după toate normele tehnice. Dar ne lipsesc câteva lucruri. Și o să încep cu natalitatea. Nu este o poveste ce vă spun, n-am auzit-o de la ziariști, este un raport al unei comisii prezidențiale pe starea socială. Cea mai mare problemă a României pentru deceniile următoare este natalitatea. În cazul în care se va menține trendul actual, în 2050 vom fi 16,5 milioane. Subliniez acest lucru pentru că am scăzut de la 22 la 20 și jumătate și ne îndreptăm la orizontul anului 2050 către 16 milioane. Deci populația nu va putea asigura necesarul de forță de muncă pentru propria noastră creștere. Alternativa la nerezolvarea problemei natalității este să facem ce a făcut Franța, Germania, Belgia, Olanda, Marea Britanie. Mergeți în Londra și veți auzi vorbindu-se mai mult în limba arabă decât în limba engleză. Mergeți la Paris și veți fi în aceeași situație. Va trebui să importăm forță de muncă. Să deschidem larg piața forței de muncă pentru asiatici, pentru cetățeni și familii din lumea arabă. Vom avea aceeași problemă pe care o au acum statele care și-au asigurat forța de muncă prin import din alte regiuni. Ori avem obligația, noi nu vom apuca ziua aceea, eu, dar nepoții mei o vor apuca și ne vor judeca de ce n-ați făcut, ce trebuia făcut la momentul potrivit. Pentru a revitaliza natalitatea. Ori aici avem o măsură bună deja luată, aceea ca mamele să primească pe timpul concediului 85% din ultimul salariu pe care l-au avut. Nu-i suficient însă și vă spun din ce văd la fetele mele. Trebuie să asigurăm și un sistem de creșe și grădinițe unde mamele să-și poată lăsa copiii când merg la servici. Pentru că altfel, oricâți bani le da ca indemnizație, îi vor da pentru bone, la care nu știi niciodată cât de bine îngrijesc copilul când mama e la servici. Și atunci, obligația noastră, într-un program de guvernare, este să stimulăm administrațiile locale, sprijinindu-le inclusiv financiar, să dezvolte o rețea de creșe și grădinițe. Vă asigur că alături de măsura prin care li se plătesc mamelor 85% din salariu, această măsură va fi cea care va da încredere că poți să ai familiile, poți să aibă copii și că îi pot lăsa în siguranță în creșe ale primăriei, în grădinițe ale primăriei. Sunt măsuri pe care trebuie să le luăm pentru a încerca să stopăm declinul demografic pe care îl are România.
este o problemă structurală care nu se rezolvă într-un an. Să știți că dacă ai un guvern hotărât și cu profesioniști, kilometri de autostradă în șir îi faci. Dar copii? Nu poate guvern. Dincolo de problema natalității, avem problema educației. Am găsit puțină apă. Deci avem problema educației. Dragii mei, sunt convins că în sală avem mulți dascăli și în sală și sus pe scenă. Știu problema salarizării. Dar hai să ne uităm și la ce se întâmplă cu copiii. Ați văzut ultima analiză pe sistemul de educație din România. La copiii de 15 ani aflați la școală, 42% sunt analfabeți funcționali. Asta înseamnă că acei copii știu să citească și nu înțeleg ce au citit. Avem cel mai mare nivel de analfabetism funcțional din Europa și singura țară care stă mai rău decât noi este Albania. Acesta este studiu proaspăt de anul acesta. Uitați-vă la ultima raportare de la statistică. 19,1% din copii abandonează școala. Vreți să vă imaginați România peste 20 de ani? În condițiile în care astăzi 42% din copii sunt analfabeți funcționali și 19,1% din copii abandonează școala? Ne putem imagina? Vom fi o țară care nu va avea specialiști să se dezvolte. Ori, măsurile trebuie luate acum. Și sunt cele pe care eu le susțin de multă vreme. Reforma curriculară. Încă menținem un sistem de predare anacronic care face din copii niște automate care învață fără să înțeleagă tot soiul de formule, tot soiul de teoreme, dar nu înțeleg decât să le repete, nu le judecă. Pentru că sistemul de învățământ a rămas la fel ca înainte de Revoluție, pur și simplu se transferă fără implicarea copilului cunoștințe, informație. Sistemul de învățământ trebuie să devină participativ. Copiii trebuie să fie implicați în predarea lecției, nu să fie înșirată pe tablă sau dictată de dascăl, el scrie și el mecanic și la examenul de treaptă, la bacalaureat, o repetă ca un papagal fără să înțeleagă ce repetă. Deci 42% analfabetism funcțional este enorm. Și asta înseamnă că nu pregătim copiii care să gândească după ce termină școala. Va trebui să le aducem manageri din străinătate acestei generații. Nu se poate. Deci, reforma curriculară este un obiectiv major și stoparea creșterii abandonului școlar. Cum? Păi abandonul școlar provine 99% din familiile sărace. Iar aceste familii primesc ajutoare sociale. Poate insuficiente, poate trebuie mărite. Dar faptul că din familiile sărace copiii abandonează școala nu ne arată decât că cei săraci astăzi
au perspectiva să genereze familii de săraci în viitor. Și atunci soluția corectă este să ne întrebăm ce facem cu ajutoarele sociale. Le mai adresăm tatălui și mamei care eventual să meargă cu acele ajutoare sociale la cârciuma din sat sau găsim o formulă prin care condiționăm ajutorul social de prezența la școala copiilor, de frecvența cu care vin la cursuri, de modul în care copiii sunt ajutați să urmeze școala. Deci va trebui să gândim măsuri ca familiile asistate social care nu-și trimit copiii la școală să și-i trimită. Și va trebui să găsim formula ca ajutoarele sociale date pentru un număr mare de copii să se îndrepte către copii și nu către pierderea lor prin cărciuma satului. Se întâmplă prea des și din aceste familii provin cei care copiii care abandonează școala. Este singura soluție și trebuie să fie o soluție responsabilă, oricâtă demagogie ar exista la alte partide. Sănătatea este de asemenea un obiectiv fundamental pe care îl avem. Am depus proiectul de lege a sănătății încă din 2015. Este proiectul elaborat de o comisie prezidențială condusă de cel mai mare specialist în medicină administrativă pe care îl are România, profesorul Vlădescu, la care au participat și medici români care sunt directori de spitale în Franța, în Germania. Este o lege modernă. Am vrut să o promovăm în 2012. Sistemul și-a scos în ianuarie 2012 oameni în stradă împotriva acestei legi. Am depus-o la Parlament. Guvernul Cioloș a dat aviz negativ pentru această lege. De ce? Datorită influenței extraordinare pe care o au oamenii din sistemul de sănătate. Vă asigur însă că după alegere această lege va trece. Poate vor interveni modificări. Dar sistemul de sănătate, așa cum este, nu poate asigura sănătatea acestei națiuni. Și nu poate asigura, în primul rând, datorită pierderilor din sistem. Datorită lipsei de competiție între spitale. Datorită faptului că medicii sunt plătiți foarte prost. Nu este posibil ca un medic care te operează pe inimă să aibă un salariu de bugetar de 2800 de lei. Un astfel de medic trebuie să citească, trebuie să fie la zi cu toate evoluțiile în materie, cu ce din 2800 de lei, iar dacă ia cumva o ciocolată să aibă procurorul de la DNA la ușă să-l înhațe, nu se poate așa. Trebuie să facem din spitalele de stat, care sunt precum școlile, din punct de vedere al relației cu sectorul financiar, sunt ca și școlile, nu pot face nimic. Trebuie să le transformăm, așa cum sunt toate spitalele mari din Europa, să le transformăm în fundații ale statului, să poată să ia credite, să poată să angajeze medici pe contract, să fie tarife negociate de către medic. Da, domnule, pentru mine, chirurg, o operație de apendicită este 300 de euro. Vrei bine? Nu, nu fac, domnule director de spital. Nu fac contract cu tine. O operație pe inimă e 30.000 de euro, dacă reușește. Foarte bine, dar îmi dai 30.000 și îmi plătesc impozitele pentru o operație pe inimă. Nu se poate să mai ținem medicii plătiți exact cum sunt plătiți funcționarii din minister. Pentru că avem pretenția să ne salveze viața, dar nu avem generozitatea să spunem, da, omule, ce faci tu, nu pot face mulți oameni și trebuie să plătit, societatea trebuie să te plătească pe măsura muncii tale. Fără spitale care să poată lua credite dacă le transformăm în fundații. Fără medici plătiți
funcție de operațiunile pe care le fac. Nu vom avea un sistem de sănătate competitiv și care să satisfacă nevoile oamenilor. Acum sunt nevoiți să lucreze pe ascuns pe la tot suiul de cabinete private ca să mai câștige un ban. Deci avem nevoie de un sistem de sănătate altul decât cel pe care ni l-a lăsat Stalin. Sistemul de sănătate din România este organizat ca pe vremea când încă aveam trupele Uniunii Sovietice pe teritoriu. Am rămas cu acea organizare și acum și ea nu corespunde nici exigențelor noastre, nici drepturilor pe care personalul medical le are. În sfârșit, după natalitate, educație, sănătate, trebuie să avem în vedere că ne trebuie și o infrastructură care să susțină economia. Aici bani avem. Totul este să-i și cheltuim. România are 43 de miliarde de euro alocate în următorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene. Dintre aceștia, 9,5 miliarde sunt pentru infrastructură. Terestră, feroviară și infrastructură de mediu. Nu mai vorbesc de autostrăzi și căi ferate. Toți știm că trebuie să făcute și părerea mea este că în acest exercițiu bugetar banii se vor cheltui. Avem însă nevoie și de un alt tip de infrastructură. Priviți la agricultură. Avem nevoie de o infrastructură care să ne garanteze că efectele încălzirii globale pe care le vedem, avem secete tot mai lungi, veri tot mai toride și anotimpuri tot mai puține. Parcă am trecut la două anotimpuri. Noi trecem din vară direct în iarnă și invers, din iarnă în vară. Este efectul încălzirii globale. Avem nevoie de o infrastructură a agriculturii care să ne garanteze producțiile agricole. Altfel, riscăm să avem ani în care să putem hrăni populația României, să avem ani în care să nu putem hrăni. Ce propunem noi aici este să reluăm două mari investiții. Una este canalul Dunăre-București, care dincolo de producția de energie, dincolo de posibilitatea de transport pe apă, asigură irigarea a 100 de mii de hectare în sudul țării. Costul finalizării acestei lucrări este de 1,1 miliarde. Și noi vom susține finalizarea lucrărilor la canalul Dunăre București. A doua mare lucrare care trebuie făcută este finalizarea canalului Siret-Bărăgan. Acela irigă 500 de mii de hectare, care altfel sunt expuse la orice perioadă de secetă să nu mai genereze producții. Deci ne vom asuma și luarea măsurilor din vreme pentru ca încălzirea globală să nu fie o lovitură majoră pentru agricultura românească. În sfârșit, un larg program de reîmpăduriri trebuie lansat și îl vom susține cu toată forța, pentru că defrișările necontrolate care s-au făcut în ultimii 20 de ani trebuie să primească un răspuns adecvat de la un guvern responsabil. Ori procesul de reîmpădurire trebuie accelerat și dus la nivel de program național. Cam astea ar fi câteva obiective care pentru noi vor fi obiective majore. Deci, rețineți, probleme structurale, natalitatea, reforma educației, reforma sănătății, reîmpăduriri și atenție la încălzirea globală, trebuie să luăm măsuri să ne protejăm agricultura. Acestea vor fi obiectivele noastre. Altfel, o să mă întrebați, bine, dar cum e cu alianțele? Că dacă iau PSD-ul,
constat că a fost împreună cu PNL-ul artizanul suspendării din 2007. Dacă mă uit la alegerile din 2009, nu pot să uit că liberalii au spus noi liberalii votăm cu Mircea Geană. Dacă mă uit la 2012, nu pot să nu văd că socialiștii și liberalii au fost împreună la suspendarea din 2012. În condițiile astea nu pot spune decât un singur lucru. Niciodată cu PSD-ul. PNL-ul are avantajul că mai are pediști printre el, prin el, mai are niște urme de pediști prin el, cu care cred că m-aș înțelege. Și uite, domnul Lupu aici de față, mă tem că în 2001 a fost la congresul Partidului Democrat când eu am câștigat președinția partidului. O fi așa, domnul Lupu? Și ați votat pentru mine sau cu Roman?